Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Sacru și Profanul de la TVS. Iată-ne alături de unul dintre cei mai importanți oameni de cultură ai României, domnul academician Eugen Simion. Bine ați venit la Craiova, ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Sunteți unul dintre inițiatorii zilelor Marin Sorescu, poetul ce a devenit simbolul Craiovei, cel care a plecat să moară puțin, așa cum ne spunea, pentru a rămâne viu în conștiințele noastre. Ce vă leagă de Marin Sorescu, în afară de activitatea de critic și istoric literar? Mă leagă foarte multe lucruri, dar, în primul rând, mă leagă iubirea pentru literatura lui, cum ați spus, și, în al doilea rând, că în ultimii ani, în ultimii buni ani, câteva decenii, am fost prieten cu el. Și l-am iubit, așa cum l-am iubit și pe Nichita Stănescu și Fănuș Neagu și alți scritori din generația mea. Relația cu el a fost foarte frumoasă, a apărut oarecum târziu, nu de la debut, pentru că el și-a făcut studiile la Iași și l-am cunoscut târziu, dar când l-am cunoscut, cred că a fost un sentiment de prietenie între noi, de un sens secret. V-ați dat seama că aveți aceleași idealuri. Da, și el mi-a plăcut și ca om, totdeauna. Mi-a plăcut Sorescu ca om. Era un om moral? Un om foarte moral, un om care ținea foarte mult la literatura lui. El vrea să facă literatură decât... încât toți cei care i-au reproșat și reproșează că era un om secret, că era un om ascuns, că dispărea și pe urmă auzeai că a plecat în străinătate fără să spună nu știu ce, erau, după părerea mea, niște inocențe de om care nu vrea să rateze ca un boem, pentru că scriitorul român are talent și îl consumă la cârciumă. Acum, din păcate, mai puțin, că nu mai are cu ce. Dar înainte, la Casa Scriitorilor, la vestita doamna Candrea, era un spectacol. Eu nu spun că nu era un spectacol foarte frumos. Și oamenii nu erau interesanți, nu aveau umor, nu aveau inteligență. Dar Sorescu nu era din această categorie. El... își iubea literatura, scria, să fugea, să ascundea. Îi plăcea să stea în chitul lui Iona. Și, da, putem spune, deși era un om, cum să spun, comunicabil, sociabil, în sfere mici. În sfere mici. A călătorit prin această lume. Mie mi se pare un lucru extraordinar. Pentru că... un om care călătorește, nu călătorește singur, călătorește și cu ideile sale și se întoarce cu ideile sale. Ori el a fost multă vreme cel mai cunoscut scriitor român. Din păcate, după moartea lui și chiar dinainte, după 90, n-a mai, sigur, înainte, cât trăia, nimeni nu l-a sprijinit toate instituțiile culturale românești, mai degrabă i-au pus piedici lui. Așa se întâmplă cu scriitorii mari. Așa s-a făcut și noastră, craiovenii, nu? L-ați dat afară de la ramuri, după ce el a dus vreo 20-30 de ani în revista asta și a dat strălucire acestui oraș. Dar tot Craiova și-a dat seama de valoarea acestui mare poet și a organizat Zilele Craiovei. Sigur că da. Și a făcut mai Zilele mult. Zilele Marin Sorescu, și, da. Cum ați spus, el e un simbol al lumii oltenești, al lumii dolgene, al Craiovei. Teatrul îi poartă numele pe drept cuvânt, piesele lui se joacă, sunt actori aici, cadou splendid. Încât ai de ce să-l iubești pe Sorescu. Dar mă tem dacă l-am iubit, dacă n-ar fi în continuare literatura lui, poezia lui, piesele lui de teatru, eseistica lui. E un om complex, Marin Sorescu.
În perioada studenției ați avut privilegiul de a cunoaște mari istorici și critici literari precum Tudor Vianu, Alexandru Graur sau Șerban Cioculescu. Care dintre aceștia v-a influențat cel mai mult din punct de vedere profesional? Din punct de vedere profesional m-au influențat doi. Am avut două modele, ca să spunem. Unul era într-adevăr în facultate, Tudor Vianu. Al doilea a fost dat afară, Călinescu. Au fost cele două mari modele pe care eu le-am observat, le-am acceptat și le-am urmărit. Pe Călinescu nu l-ați mai prins la catedră? Pe Călinescu nu l-am prins, dar îl urmăream în București ori de câte ori auzeam că este o conferință. L-am ascultat de foarte multe ori în aula Academiei, l-am citit. Mă sculam vinerea dimineața de vreme să prind contemporanul ca să citesc Cronica Optimistului. Chiar dacă, să zicem, unele articole ale lui nu îmi plăceau în totalitate, dar admiram stilul. Vianu a fost altceva. Vianu a fost un mare profesor. L-am avut profesor din anul 1 până în anul 5. Un om foarte instruit, de carte nemțească, cum se spune, foarte organizat. Iar în epoca respectivă nu era singurul profesor eminent. A fost am spus de multe ori acest lucru. Un paradox al lumii românești este că în cea mai nenorocită poate perioadă din istoria României, Universitatea de București avea poate cei mai buni și cei mai mulți profesori. Ia, închipuiți-vă un filolog, cum încercam eu să fiu în anii 50, l-avea profesor pe Iorgu Iordan, l-avea pe Alexandru Rossetti, pe Tudor Vianu, Alexandru Graur, pe Crocmăldiceanu. Crocmăldiceanu, mă rog, altă categorie, Piru a apărut la un moment dat, Edgar Papu, Zoe Dimitrescu, urmă erau niște oameni tineri remarcabili care au devenit după aceea înșiși profesori. Dar să rămânem la această generație, mare generație universitară românească. Încă o dată, fusese Maiorescu, erau atâția și atâția evrei de anul la Iași, dar cred că niciodată nu erau concentrați atât de mult la București în această perioadă. Pe Vianu l-am urmărit. Am avut și o afecțiune pentru el de ordin sentimental, dacă vreți. Îmi plăcea omul. Îmi plăcea omul de la catedră, îmi plăcea liniștea lui, îmi plăcea spiritul lui organizat. Îmi plăcea ușurința cu care comunica. Ideile. Da. Deși părea foarte distant, un om de catedră, un om care ține un discurs magistral, pe vechiul sistem, dar în intimitate, adică, să zicem eu, era un student și te duceai la ora de consultație și discutai cu el. Și acolo de repede este un om care comunica, te lua în serios. Mi-amintesc o dată de o scenă, chiar la începuturile studenției mele, în iarna în care am student în primul an, am citit toată filozofia lui Blaga. Am găsit cărțile la bibliotecă, era un bibliotecar care ne scotea de la Fondul Secret și am citit. Citeam pentru prima dată. Poezia eu știam de din liceu, dar filozofia nu. Și mi-a plăcut eseistica lui. Sistemul lui, limbajul. Nu eram atât de sensibil la filozofia ca sistem. Nici astăzi nu sunt foarte un fanatic al sistemului. Dar îmi plăcea limbajul, îmi plăcea eseistica asta deschisă.